Salutare, salutare! Ce faceți? Avem o cafea și avem ceva așa, se întrezărește ceva în partea asta. Stați să le dau mai așa, că dacă iau tot teancul în brațe, o să-mi provoace o ruptură musculară. Avem aici ceva. Avem aici ceva. Acest ceva se numește Bukhol. Pentru că n-am mai făcut de ceva timp, nu mai știu când am făcut ultimul, dar n-am mai făcut de ceva timp un Bukhol și s-au adunat câteva cărticele pe care le-am luat în ultima vreme, ultimele luni, și zic să procedem pentru că trebuie să le pun la loc în bibliotecă. De o parte v-am mai zis prin vloguri, prin daily vloguri, pe aici, pe acolo, așa că dacă mă repet pentru voi, mă repet, asta este în parte, îmi pare rău. Dar de o parte nu v-am zis că sunt achiziții foarte proaspete și așa că sunt unele pe care nu le știți. Haideți să vedem ce avem în acest book haul. Bun, începem cu o carte pe care deja am citit-o, că o parte din ele le-am citit și despre unele din ele v-am vorbit. Avem Librăria de Investigații Magice. Este o carte în premieră pentru mine, în sensul că am cumpărat-o pentru că începusem să o ascult pe Voxa și nu mi-a plăcut deloc vocea naratorului. Foarte rar mi se întâmplă treaba asta ca pe Voxa să nu-mi placă vocea naratorului, dar s-a întâmplat. Și mi-a plăcut vocea naratorului, dar îmi plăcea povestea. Și zic, ia, hai să vedem despre ce e vorba în cartea aia, pentru că mă interesează. Și am luat-o și o citesc și am citit-o, nu o citesc, am citit-o și mi-a plăcut. Mi-a plăcut surprinzător de mult, chiar dacă am rămas cu vocea aia în cap și între timp am mai uitat de ea, dar oricum a fost destul de neplăcut la început. Și aici pe copertă scrie autorul bestsellerului, Magul Îngerilor, Garth Nix, și am aflat care-i treaba și cu Magul Îngerilor între timp, pentru că am luat și Magul Îngerilor, fiindcă, da, mi s-a părut interesantă. Este, nu v-am zis, aici avem niște librării care se ocupă cu investigațiile magice. Avem librăria de, pentru cărți vechi și librăria pentru cărți noi. Și fiecare are, pe lângă faptul că sunt librari, oamenii ăștia se ocupă și de magie. Au îndatoriri și funcții magice și se ocupă și se pricep la magie. Avem o puștoaică care ea pare perfect normală până în vara când trebuie să, dinaintea începerii facultății, când ea ar trebui să se ducă la facultate, doar că niște evenimente magice care se intersectează așa cu viața ei, îi dau lumea peste cap, intră în lumea asta a oamenilor magici, află mai multe despre ei și află că și ea are niște conexiuni cu lumea magică, ce conexiuni urmează să vedeți voi. După aceea pleacă într-o călătorie interesantă în care își caută originile, este un pic de found family. Sunt mai multe tropuri aici amestecate, dar da, una peste alta mi s-a părut destul de interesant. Apoi, avem Magul Îngerilor, de care vă ziceam, tot de Garth Nix. Aici avem o lume creată cumva de la zero, în care oamenii religioși, de altfel, sunt foarte religioși și unii dintre ei au puterea de a comunica cu îngerii și de a le cere favoruri îngerilor. Asta vine în urma unor ani de studiu și de credință, multă rugăciune și așa mai departe, dar favorurile astea pe care le fac îngerii vin cu niște consecințe la pachet. Adică, cu precădere, cei care apelează la favorurile îngerilor îmbătrânesc mai repede, se degradează și îmbătrânesc mai repede. Și avem aici unul din personajele principale, Liliath, care își caută poporul și încearcă să se întoarcă la originile ei, să se întoarcă pe pământul de pe care poporul ei a fost alungat. Există niște discipoli pe care îi caută aici și ea cumva este îndrăgostită de un înger foarte, foarte puternic care a fost izgonit și la care este interzis să te rogi și care a fost cumva alungat pentru că
împreună cu această Liliat, în urmă cu ceva timp, ea, au făcut ceva rău. Și povestea e foarte interesantă, mai ales că personajul principal nu este unul pozitiv și nu este unul de care să te atașezi, nu este unul de care să-ți placă. De altfel, nu m-am atașat de niciunul din personajele astea, în ciuda faptului că cartea a fost destul de voluminoasă, nu m-am atașat de ei, dar v-am povestit mai multe despre carte și impresiile mele într-un wrap-up și dacă nu uit, vi-l las în descriere. Apoi, am luat două cărți care sunt deocamdată o duologie, dar cred că vor deveni o serie în curând. Una pe care am citit-o anul trecut și continuarea ei care a venit anul ăsta, așa nume Camerista de Nita Prose și Oaspetele Misterios, tot de Nita Prose. Este volumul 2 din serie. Hopefully, sperăm la mai multe serii, pentru că o avem pe Molly, a noastră cea ghidușă, Molly, cea care suferă de autism și pentru care lumea este complet diferită, este complet cu un alt filtru și în ambele cazuri, dacă nu știți povestea deja, în ambele cazuri Molly este părtașă la niște crime, este în mijlocul unor investigații de crime. În primul volum chiar este acuzată de acea crimă, în al doilea volum doar este martoră și cumva personajul care moare în carte are o legătură destul de strânsă cu trecutul lui Molly, cu copilăria ei și ne întoarcem cumva în volumul 2 în copilăria lui Molly. O reîntâlnim pe bunii și da, poveștile sunt foarte frumos spuse. Anita Prose are un dar de a transmite mesajul și de a fi cumva și profundă și duioasă, dar în același timp și comică. Are și foarte multe părți comice carte și e foarte frumoasă. Sunt foarte frumoase amândouă. Iarăși o carte despre care nu știu foarte multe. Light Lark de Alex Aster. Stați că e roșu pe negru. Ceea ce e minunat și e și în degrade, adică negru ăsta. Alex Aster. Un joc mortal, scrie aici, și este vorba, dacă mi-aduc eu bine aminte, dar s-ar putea să bat câmpii, dar când am citit sinopsisul, când am cumpărat cartea, mi-a atras atenția pentru că ar fi vorba despre o vrăjitoare care și-a pierdut puterile și cumva este prinsă și întrepătrunsă în lumea asta magică și da, se întâmplă ceva cu ea, când am citit sinopsisul, tocmai ca să nu mă... Alex, asta este o tipă, apropo, acum am văzut, ca să nu mă de peste cap, este de la BookZone cartea, oricum vi le linkuiesc pe toate în descriere dacă vă interesează. Apoi avem și un thriller, ca să nu o ținem doar pe fantasy, bine, am avut și un soft thriller, două soft thrillere acolo cu Molly, cu Oaspetele Misterios și Camerista. Avem Nu vorbi cu străinii de Natalie de Richards, tot de la BookZone este. Nu mai știu nimic despre asta în mod clar. Știți cum sunt bucholurile mele, că vă spun tot timpul că nu știu nimic despre cărțile pe care le-am cumpărat, dar știu că am văzut-o la Ildico și a primit aprobare din partea lui Ildico. Și atunci am... Dacă Ildico zice că e bun, se bagă în coș automat, adică nu se mai stă la discuții, pentru că în momentul în care Ildico zice că un thriller e bun, ok, se acceptă așa. Punct. Nici nu mai trebuie să știu sinopsisul. Așa. Și da, este o carte interesantă pe care mi-am propus să o țin pentru la vară, când o să fie foarte cald, pentru că are zăpadă, pe sigur acțiunea are loc iarna, din ce se vede, și mi-am propus să o țin pentru la vară, când e foarte cald, ca să-mi dea senzația aia de rece. Apoi, o carte pe care chiar voiam de mult să o citesc pentru că am văzut că e foarte populară, între timp am citit-o și, da, mi s-a părut interesantică, premisa interesantă, dar nu a fost, nu știu, acțiunea nu s-a dus în direcția în care am vrut eu, știți? Se numește În locul nepotrivit, la timpul nepotrivit, de Gillian McAllister. Cred că o știți, tot de la BookZone este. Cred că o știți, pentru că a fost foarte, foarte populară. Sunt foarte multe șanse să o fi citit cartea asta. Chiar să-mi spuneți cum vi s-a părut dacă ați citit-o. Da, e foarte interesantă. Este vorba despre o mamă care își vede fiul ucigând un om, pe cineva, aparent necunoscut. Și șocul ei este atât de mare încât provoacă o reacție în bucla temporală, astfel încât se întoarce înapoi zile și zile și zile
până când descoperă care e problema și ce s-a întâmplat și de ce fiul ei a comis crima și schimbă practic parcursul viitorului întorcându-se în timp. Da, premisa a fost foarte interesantă și foarte bună, dar execuția în anumite puncte și anumite chestii, adică nu mă așteptam să decurgă așa și mă așteptam puțin la altceva din partea cărții ăsteia, dar mă rog. O carte care mi-a sunat foarte bine din titlu, nici nu am citit foarte multe despre ea pentru că pare foarte interesantă, tot de la Bookzone, este Văduva de Fier de Xiang Zhezhao. Acum, Doamne ajută să-mi placă, că știți voi că eu cu autorii asiatici nu prea. Deci eu nu mă înțeleg cu autorii asiatici, din păcate. Știu că sunt foarte populari prin rândul booktokerilor, prin rândul youtuberilor și așa mai departe, dar eu cu autorii asiatici nu prea pot, deși îmi place fantasy, îmi place nebunia, îmi place să nu știu, să mă duc departe pe câmpii, dar în general nu sunt mare fan autorii asiatici, dar asta fiind fantasy, că se anunță a fi un fantasy, este ceva, nu știu, o nebunie de carte se anunță, sper să fie, să decurgă altfel. Dacă merge pe partea asta de legende asiatice, s-ar putea să-mi placă, pentru că alea îmi plac într-adevăr mult. Apoi, o carte ceva mai serioasă, să mai avem și ceva mai serios, așa. Avem Confucius, Buddha și Mahomed, Viața și învățăturile. Este o carte pe care am luat-o pentru că vreau, după cum știți, sunt din ce în ce mai interesată de budism, sau nu știu dacă știți, dar pentru cine urmărește daily vlogurile știe la ce mă refer. Sunt din ce în ce mai interesată și atrasă de budism și îmi place din ce în ce mai mult și vreau să citesc cât mai mult pe subiectul ăsta și vreau să caut cât mai multe cărți pe temele astea, o să vedeți că mai am ceva. Și cartea asta mi s-a părut interesantă pentru că compară pe Confucius, Buddha și Mahomet. Confucius ne fi neapărat un profet, da, sau poate pentru unii este așa. Dar am zis că merită să-i dau o șansă, să încercăm, să vedem, poate, cine știe, mă luminează. Apoi, un thriller pe care vreau neapărat să-l citesc este de Claire Douglas, de la care am citit Cuplul de la numărul 9, alt roman foarte, foarte popular, cartea fiind de la Litera deja, Fetele dispărute. Aici este ceva cu niște fete care dispar și după 20 de ani o tipă investighează dispariția lor. Și da, sunt foarte curioasă de cartea asta. Cuplul de la numărul 9 mie mi-a plăcut foarte tare. Deci mie mi-a plăcut super, super tare. Știu că voi mi-ați zis că nu a fost tocmai romanul vostru preferat, dar mie mi-a plăcut tocmai, fiindcă au fost momente în care nu te așteptai neapărat la aia. Deși, să zicem că finalul eu l-am prevăzut. Știți voi, treaba cu bunica, pentru cine știe. Eu am prevăzut povestea, dar da, nu, mie mi-a plăcut. Na, ce să zic. Apoi, încă o carte interesantă, Istoria budismului Zen în din China, Guxiu, it's self-explanatory, nu mai trebuie să vă zic despre ce e vorba, dacă ne zice titlul, Istoria budismului Zen din China, pentru că vreau să știu, ca și celelalte religii și budismul, care teoretic, să ne înțelegem pentru cine nu știe, budismul ca la bază nu este o religie. Doar că unii oameni au fost atât de fascinați de budism și de principiile budiste, că practic sunt niște principii și este o conduită de viață și este un mod de a trăi care este foarte în consens cu natura. Se ghidează după natură și este în consens cu natura și este totul făcut cu respect față de natură. Și când spun natură, mă refer și animale și tot. Și tocmai că unii oameni au fost atât de fascinați de faptul că este atât de în consens cu natura și atât de principiile astea, încât unii au transformat budismul în religie și de aia se consideră că budismul este o religie, dar la bază, dacă stați să cercetați, budismul nu este o religie. Iar faptul că îi vedeți pe unii că se închină în fața lui Buddha sau că au rugăciuni, alea sunt mai mult o formă de respect, pentru că
cumva pe unii Buddha i-a iluminat în treaba asta, deși noi teoretic de acolo am plecat, de la a face parte din natură. Suntem practic parte din natură, dar noi nu ne mai dăm seama pentru că am devenit atât de comercial și atât de axați pe material și pe orice altceva decât pe natură, încât nu ne mai dăm seama că, băi, stai un pic, că și noi facem parte dintr-un lanț trofic și noi facem parte dintr-un circuit al naturii. Prin urmare, și noi suntem în natură. Și oamenii, detașându-se de principiile astea de bază ale vieții, Buddha, aducându-le aminte despre treaba asta, cumva îl respectă foarte mult. Unora li se pare că se închină la Buddha și au făcut din treaba asta o religie. Dar nu este, budismul la bază nu este o religie, ci pur și simplu o filozofie, o filozofie de viață. Și religia asta, după aceea și ea s-a spart în mai multe categorii, cum este și creștinismul, de exemplu. Și creștinismul are foarte multe ramuri, că nu mai există religia creștină. Nu mai există. Există catolici, există greco-catolici, romano-catolici, iar altă discuție. Există creștini ortodoxi, creștini de nu știu care, creștini de nu știu care și așa mai departe. Da? Sunt foarte multe ramuri. La fel și budismul s-a spart în mai multe. Când a devenit religie, s-a spart în mai multe ramuri din astea. Și este interesant pentru mine, cel puțin, este interesant de văzut fiecare ramură ce studiază și cu ce e diferită de cealaltă. Mai ales știind că budismul nu e o religie, știți? Adică e foarte interesant cum oamenii vin și modifică lucrurile și toate chestiile astea sunt modificate de oameni, special pentru a controla anumite entități sau pentru a le da putere altora. Pentru că e foarte importantă chestia asta de studiat și asta e fascinant la religie. Încă nu m-am apucat, cumva în viitorul meu, când o să mă plictisesc foarte tare, vreau să mă apuc de un studiu al religiilor, un studiu din ăsta tehnic, nu un studiu laic, ca să spunem, al religiilor, nu cu scopul de a mă converti, pentru că e foarte interesant de văzut, așa pe parcursul, eu studiind un pic de istorie la facultate, e foarte interesant de văzut pe parcursul istoriei cum religia s-a tot implicat și a modificat istoria și a modificat concepțiile oamenilor și i-a făcut pe unii din roboți, dintr-o specie de roboței, i-a transformat în altă specie de roboței. Dar discuția e foarte amplă și foarte interesantă și foarte frumoasă, dar din păcate în România nu poți să o ai cu foarte mulți, pentru că dacă o ai cu oameni care sunt religioși, o iau ca pe un afront personal, dacă o ai cu oameni care nu sunt religioși, unii vin doar cu părțile tehnice, știți? Ori pe mine nu mă interesează doar partea tehnică a studiului religiilor, vreau să înțeleg și cum îi fascinează pe unii atât de tare, încât efectiv le dă reset la creier și nu mai sunt ei, nu mai sunt ce au fost. Dar în fine, trecem peste. Divaghez, m-am întins prea mult. Bun, mai am o carte pe aici. Așa, Galand. Conacul bântuit. Galand, conacul bântuit de Vii Schwab. Tot de la Buxoni este cartea. Vii Schwab este cea care a scris Viața invizibilă a lui Eddie LaRue. Și aduceți-mi aminte că am efectiv un blocaj din ala, am așa o pauză de creier, ca să spunem. Aduceți-mi aminte dacă nu ea a scris Războiul Macilor sau cum se numește, The Puppy War sau ceva de genul. Parcă ea a scris sau R.F. Kuang, că tot le încurc pentru că amândouă s-au găsit să-și pună doar inițialele în față. O confund cu R.F. Kuang și R.F. Kuang n-a avut de lucru. Dar mă rog, înțelegem când ai numele lung, că și eu am o problemă cu numele lung. În fine, despre ce e vorba în cartea asta, că nu v-am spus, este vorba despre o puștoaică care e orfană, trăiește într-un orfelinat, bineînțeles, toată viața e într-o școală, dar nu e neapărat un orfelinat, e mai mult o școală din asta, internat, ceva mai special, e o chestie foarte ciudățică. Trăiește într-un internat, este mută și nu-și cunoaște părinții, are numai vagi idei despre cine ar fi mama ei și într-o zi primește o scrisoare miraculoasă în care unchiul ei, aparent unchiul ei, îi spune vino acasă. Acasă însemnând Galand, conacul ăsta, prietena noastră, așa,
Fata noastră mai are niște abilități despre care nu am să vă zic pentru că ar fi spoiler. Și cert este că în momentul în care el primește această scrisoare, trebuie să se împacheteze și să plece, pentru că o și dau afară de la acest internat, fiindcă nu prea o iubea lumea, fiindcă era ciudată și diferită. Așa, și de acolo rămâne să descoperiți voi dacă vă interesează, dacă nu, o să vă spun eu probabil într-un alt clip. A părut foarte interesant și cam vreau să citesc cam tot ce a scris Vișoab, pentru că v-am zis că am început să o urmăresc pe Instagram și mi s-a părut foarte interesant povestea ei ca autor. Apoi, o altă carte pe care nu, în mod surprinzător nu o aveam în biblioteca mea și am crezut că o să o găsesc în asta, în colecția de la Adevărul, dar nu o am și s-ar putea să fie, de fapt sigur este, stați că acum mi-aduc aminte că când am căutat cartea am văzut că este în colecția de la Adevărul, dar nu o am eu. Și am luat-o pentru că am început să o ascult pe Voxa, dar fiind un clasic și chiar pare un clasic interesant, vreau să o citesc fizic. Și este vorba despre Dickens, Marile Speranțe, Charles Dickens, Marile Speranțe. În mod surprinzător, făcând un mic așa poll printre cei pe care îi cunosc, am întrebat dacă au citit Marile Speranțe și cei mai mulți mi-au spus nu, pentru că nu s-a dat la școală. Da, știm, pentru că face parte din clasicii literaturii universale, nu din literatura română și atunci, da, e firesc să nu fie studiat la școală, dar totuși o carte foarte interesantă. A, și motivul pentru care am vrut să citesc Marile Speranțe este că Molly, în copilărie, în Oaspetele Misterios, când a ajuns în biblioteca personajului cu care se leagă copilăria ei, a luat să citească Charles Dickens, Marile Speranțe, și am vrut și eu, că tot vorbea despre Pip. Cine-i Pip? Și vreau să știu și eu cine-i Pip. Am aflat între din cine-i Pip și foarte simpatic Pip. Cel puțin în copilărie e foarte simpatic. După aia ne mai gândim. Aha. Apoi, o surpriză totală pe care am avut-o când am fost în Constanța, am găsit într-o librărie de acolo din centru o carte pe care o caut de câțiva, nu de câțiva, ne exagerez, de anul trecut o caut și nu o mai găsesc decât în pachet cu primul volum, pentru că este al doilea volum dintr-o duologie și nu o mai găsesc decât în pachet cu primul volum. Ori n-ar avea sens să mai cumpăr încă o dată primul volum și atunci n-am cumpărat niciodată cartea asta și acum am găsit-o acolo. Era rătăcită pe un raft, bineînțeles, în librăriile astea cumva de provincie, să spunem, normal că mai găsești, dacă stai să scototești, găsești tot felul de cărți pe care probabil în București sau în librăriile online sunt duse de mult. Dar acolo, nefiind interesul atât de mare pentru cărți, da, și chiar ăsta este un pont pentru iubitorii de cărți când mergeți în orașe mici sau în alte orașe de provincie, dacă, de exemplu, stați în București sau în orașe mari, când mergeți în orașe mai mici sau în alte orașe, intrați în librării, că s-ar putea să aveți surpriză. Am mai avut surprize de genul ăsta, să găsesc cărți la care nu mă așteptau. Sau chiar și în anticariate e o idee foarte bună de intrat în orașe din astea mici, pentru că găsești cărți la care nu te aștepți. Fiindcă, în general, știm că lumea nu citește și nu există atâta interes pentru lectură și bla 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 bla, știm tot discursul. Și atunci sunt șanse să găsești niște cărți pe care efectiv nu le mai găsești, care nu se mai tipăresc, care, da, e ceva senzațional. Mie mi se pare că e, nu știu, vânătoare de comore asta. Așa. Și cartea se numește Înfruntarea, este scrisă de Rebecca Ross, este de la Leda Edge și este volumul 2 din duologia Destinul Reginei. Da, mi-a plăcut, știți, dacă vă aduceți aminte, am citit, cred că anul trecut am citit Destinul Reginei și mi-a plăcut foarte tare coperta. Eu am cumpărat cartea aia pentru coperta. Mi-a plăcut atât de tare coperta, mai ales că aia e cu albastru. E similară cu asta, doar că e pe albastru, încât am cumpărat cartea. Și da, am găsit și volumul 2, este mai subțire decât volumul 1 și când în curând mă voi apuca de citit. Ah, uite aici, așa arată coperta, da? Și știm, albastru, mai trebuie să zic ceva. Așa, apoi, o carte interesantă, de puțină cultură generală, ca să spunem așa. O scurtă istorie a lumii în 50 de locuri, de Dr. Jacob F. Field, DPL, asta e editura DPH, pardon, nu DPL, DPH, este și librăria online de pe care am cumpărat cartea.
inițial am crezut că e din asta, cum îi zice, anticariat. Și da, este o scurtă istorie a lumii în 50 de locuri. Da, self-explanatory again. Pe mine mă interesează... Uite, de exemplu, asta e genul de carte pe care una n-aș include-o în repapurile mele. Poate nici asta, de exemplu. Pentru că sunt genul de cărți pentru care știu că nu există interes. Dar, dacă vouă vă plac, dacă vă interesează și totuși ați vrea să mă ascultați sau să mă auziți vorbind de cărțile astea, spuneți-mi. Pentru că este foarte posibil să eu să le citesc, să nu le bag în repapuri, fiindcă știu că lumea e interesată de fantasy, de chestii interesante, de lucruri din astea, de romance, de beletristic în general, nu de cărți cu aplicare practică. Da. Poate cel mult din alea de self-help să ajung să intereseze pe cineva, dar în general cărțile astea nu au trecere la oameni și înțeleg că până la urma urmei astea sunt niște cărți pentru tine ca un și pentru experiențele tale personale și să înveți tu ceva din ele. Foarte greu să faci un review la cărțile astea, dar spuneți-mi dacă v-ar interesa când le citesc să le includ și pe asta în repapuri, pentru că, na, nu se știe niciodată, poate pe cineva interesează mai mult. Apoi, tot așa, două cărți pe care în momentul în care le voi citi, nu o să vă zic despre ele, și va dura ceva până le voi citi. Grădina cu ierburi miraculoase, ceaiuri și alte remedii naturiste, cum vă ziceam într-un daily vlog, sunt din ce în ce mai interesată de ce avem noi în natură așa pe lângă noi. Și putem folosi și ce avem. Și este o practic o carte, cei care ați crescut în perioada în care am crescut și eu, cam știți despre ce e vorba, pentru că erau foarte populare genul ăsta de cărți, le-am avut, eu aveam zeci de cărți din astea, dar între timp au dispărut. Are și niște ilustrații foarte frumoase, așa, foarte interesante. Îmi plac ilustrațiile astea. E puțin atipică. E puțin atipic formatul cărții, e puțin așa pentru că este mai îngustă și mai înaltă, dar e foarte interesantă și da, îți povestește aici despre plante, îți ia fiecare plantă în parte, care sunt beneficiile ei când crește, unde crește, uite, de exemplu, ciuboțica cuciului, sunătoare. Sunătoare și spune toate beneficiile ei, la ce este bună, cum se poate prepara în, nu știu, ceaiuri de cocturi și așa mai departe. Și da, îți tot spune diverse despre astea, despre plante. Și ai aici o grămadă de plante interesante cu beneficiile lor terapeutice și cum am zis, eu sunt din ce în ce mai interesată de aspectul ăsta și încă o carte, poate cea mai specială pentru mine, este mai degrabă un atlas. Toate cărțile speciale, dar dintre toate, cumva, cred că atlasul ăsta este cel mai special. Este foarte subțire, după cum vedeți. Eu sunt obișnuită cu atlasele alea consistente, adică cu prestanță, așa. Dar, da, așa. Atlasul ăsta cu botanica ilustrată. Mariana Carmen Soria. Dar acum nu știu dacă de ea sunt făcute ilustrațiile astea. Eu cred că da. Așa. Și sunt niște ilustrații foarte, foarte frumoase în această... Are o parte cu ilustrații. Stați că nu știu cum să vă arăt că e foarte mare. Dacă ați văzut daily vlog-ul, m-am arătat. Deci are partea asta cu... Partea de atlas, să-i spunem. Unde avem ilustrațiile și avem și explicații pentru plante și ni se povestește despre ele. Și mai există și partea asta unde avem așa mini... Ca asta ar fi mini postere, să spunem. Cu ilustrațiile din carte, care sunt foarte, foarte frumoase și sunt retro, vintage, cum vreți să le ziceți voi, sunt foarte, foarte frumoase. Ia uitați cât de frumoasă e planșa asta cu ciuperci, este absolut adorabilă, pe care le poți lua, le poți înrăma și așa mai departe. Adică mie îmi plac foarte tare ilustrațiile astea și vă ziceam că aveam în liceu, în daily vlog-ul în care vi le-am arătat, vă ziceam că aveam în liceu astfel de ilustrații și mă duce cumva... Nu neapărat cu gândul la epoca aia, dar mă duce cu gândul la o zonă așa mai... Da, apropo de plante, că am și plante pe aici, vedeți? Pentru că le integrez din ce mai mult în viața mea și îmi plac din ce în ce mai tare și de-aia vreau să le studiez. Vreau să știu fiecare ce loc are în viața noastră și pentru ce e bună și așa mai departe. Și avem așa, două. Stați că nici n-am numărat. Avem 17 cărți în acest hol, deci foarte, foarte consistent acest hol. Da. Și astea au fost cărțile. Spuneți-mi ce ați citit voi de aici. Dacă ați citit ceva, spuneți-mi și vreau să știu părerile voastre. V-a plăcut, nu v-a plăcut, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut și așa mai departe. Sau ce vreți să citiți de aici încolo. Sau dacă aveți
recomandări conexe, ceva, nu știu, da, pentru că ți-ai luat cartea aia, ia-ți și X lucru, ia-ți și X carte, că e similară povestea și o să-ți placă și o să fie frumoasă. So, asta vreau de la voi. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat, dacă ați rezistat până la final. Vă pup și ne vedem în următorul clip.